puta forma do facão. Hey there, handsome. Hi there. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you were passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Bye. Interesantă ofertă, ce pot să zic. That was something. Exact, ce ziceam. Nu. Bun. Hai să luăm ceva de îmbrăcat, să vedem. Bănuiesc că de pe acum deja putem să... War Hero... Să luăm ceva mai ca lume. Că tot am cumpărat-o pe asta. Oh, da. Știi, tot e mafia și chestii și tot am început să facem și noi lucruri pe bune. Nu, bun. Mă rog, de fapt încă nu facem lucruri pe bune, dracu, am ieșit. Ce naibă? Ok, încă nu facem lucruri chiar pe bune, dar înțelegeți voi. Așa. What the fuck, man? Get the hell back here! If you can't drive, you should stay home where you belong. Isn't that Joe's girl over there? Da, asta fain, ce să zic, nu-i tipa? Mă rog, înțelegi tu. You smacked up my car, I'm gonna smack up yours. Look at my fucking car! Știi, el a intrat în ea, de fapt. Hey, you're gonna pay me for that! Leave me alone! Hey, pal, knock it off. And who the fuck are you? Somebody who doesn't like hearing you talk to a lady like that. So why don't you shut the fuck up and leave while I'm still in a good mood, huh? What, is she your girlfriend or something? Well, if she's not gonna pay for it, you will. One more word, and you're gonna need a new set of teeth. Now get the fuck out of here. That was the word. Oh, okay, deci... Ce vrea băiatul? Bine. Haide. Îmi place cum și iau ăștia, știi, deci îi dau câte una așa în față și aia, bum, și dă-mi... Zici că bip în... de fapt? Yeah. Vreau să zic că zici că în desene animate când vine unul și... spre exemplu, în Tom și Jerry când... Oh! Când îl lovește aia fior de călcat pe Tom și îl duce așa capul în spate și rămâne plat. Are... Da, thanks, da. Handsome. I owe you one. Do you want to come over to my place for a piece of pie? Yeah, thanks, but look, I really gotta get going. Deși sincer n-ar fi, n-ar nu sună rău. I promise. I gotta get going now. I'll see you around. Ok. $50, nu pot să zic rău. Și o lecție de maniere. Ok, acum ce? Ah, uite o mașină. Mai bine. Să treacă și poliția, bineînțeles. Hai da. Bun. Hai de treci. Nu e nimic aici, nimic interesant de văzut. Ah, doamne, bine, bineînțeles că trebuie să oprească la semafor. Ah, ba nu, la semnul stop. No, hai mă, bă, ce... Ups. Hai mă, ce dracu. Pleacă. Hai da. Da. Ia uite, știi, deci în timpul în care aștept să plece ăsta, mai bine mă duc pe jos, drace. Fără niciun mișto. Adică ai văzut că e aproape. Și acum a plecat. Da. E puțin cam penibil că tocmai cu ce m-am îmbrăcat și-o ca lumea. Trebuie să alerg, dar mă rog. Bun, hai la o bere. Așa, să vedem ce mai avem de făcut astăzi. Așa. Hey, fellas. Hey! Hey, Vito, this is Luca Garino. Hello. Like to talk to you and Joe. Luca, this is Vito. Good to meet you, Mr. Garino.
No need to be so formal. Call me Luca. Take a seat, Vito. What can I get you? Same thing I'm having. And hurry it up. I heard about you running with the mix. Great fucking story. And I want to congratulate you, too, on a job well done. Salute. A salute. You guys did a hell of a job. Not too many guys got the stomach for this line of work. So now, I'm wondering if yous are ready to take the next step. Yeah, sure. What next step? I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Guarino. All I did was kill people I was told to kill. People the president pointed his finger at. That's good. The president. Yeah, I like that. Yeah. But you're talking about the Krauts, right? You know, the bad guys. That's not what I mean. Understand? Yeah, I understand. Uh-huh. Good. We need guys like you. Guys who can follow orders without asking questions. You handle this next job like you handled the last one, and there's a good chance you'll be accepted into the family. Oh, okay, deci încă nu sunt din ce drăguț. You pay the initiation fee, of course. And how much is that? $5,000 apiece. That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? But trust me, the benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. Okay. Henry's gonna fill you in on the rest. I'll see his guys later. There you are. Hey, boss. Bun, deci aparent o să fiu un fel de marionetă, ceva de genul. Ăla mi-arată cu degetul ce să fac și eu fac. Adică mi-arată cu degetul să mă duc ce să fac și fac. Come with me. We got some other business to discuss. Ce drăguț. So Henry, what kind of job we talking about here? I gotta take a guy out. It's my contract, but thanks. I need some help. That's where you two come in. Who's the lucky guy? Some fat fuck from across the river. The guy's been warned, but he thinks he's untouchable. Huh. And is he? Well, somebody tried to take him out once before. And? Let's just say they slightly underestimated him. How much is slightly? Fatally. That's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment across the street from his business. We'll sit there, and we'll wait till that fat fuck shows up, and then boom! We blast his ass. Okay. How are we gonna do that? With an MG-42. Check. Where are we getting an MG-42 from? Harry. Yeah. He's a vet, like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. You can get you anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you. After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island, the building across from the distillery. Apartment 233. Okay. Bun, deci sunt gata de treabă. I'll meet you fellas there in a bit. All right, see you later. Good luck, pal. Bun. Acum am nevoie de o mașină neapărat. Și bineînțeles că e poliția afară. Doamne, tăi domnul, mă. Hai, nu care tot ăsta pleacă. Stai așa să nu mă calce, că dacă mă calcă poliția pe stradă, tot eu îți dă vină. Ne. Viață. Așa. Nimic, ce te uiți? N-ai mai văzut un om care și-a uitat cheile acasă? Hai, merge mă față, că nu încoli mult. Totuși ar fi drăguț dacă aș putea să... merge și pe aici. Deci nu-i bai. Ar fi frumos dacă aș putea să întreg limita de viteză lejer, adică... Frate, doar 40 de km pe oră, holy fuck. Mă, bine,
Nu trebuie să încetinești decât când vezi poliția, dar tot e aiure. Nu prea îmi place mereu să stau cu ochii la hartă. Wow, ok. Wow, n-au văzut-o pe asta, asta e ceva. Ok, e verde încă. Mamă, mi-amintesc când eram mai mic și mă jucam GTA și eu eram ceva de genul. Intram în toți stâlpii și eram, nu știu cum zic, doar pur și simplu intram într-o mașină și mă plimbam peste tot. Asta făceam eu în GTA 3 sau, mă, GTA 3 și Vice City, asta făceam eu. Mamă, și acum am fost de curând la un coleg să... Mă rog, fapt, nu chiar de curând, anul trecut, în 2014, am fost la un coleg să bem ceva, mâncăm o pizza, ne jucăm ceva, m-am dus eu cu PS3-ul, da, efectiv, am luat PS3 și m-am dus la el și aveam și GTA 5 și a venit la un moment dat un chisu să vadă ce face și a venit cu ăla micu și ăsta avea PS3-ul băgat și a vrut și ăsta să-i joace ăsta micu, mă. Și cred că era puțin mai, nu știu, dar nu neapărat dacă mai mare, cred că era cam de vârsta la care eram eu când jucam în GTA 3. Și am zis, hai bă, să-i băgăm GTA 5, să-l lăsa să-și joace. Mă rog, aveam mai multe chestii, dar asta era cea mai simplă, adică pentru el. Intra vorba aia, într-o mașină se plimba. Băi, și tipul ăla, deci cum mergeam eu, cum era el, băi, deci ăla mergea, cea de genul, se oprea la roșu în puii mei, stătea la roșu. Și eu eram cea de genul, what the fuck, man? Și faza e că, aparent mulți fac asta, numai că eu am fost un copil mai special și eu mă duceam așa ca Batman, că și ăsta care am fost la Marius mi-a zis că, bă, știi că și eu eram tot așa, că stăteam la semafor și chestii și eu eram ce genul. Da. Așa. Am parcat-o perfect. Mă rog, am lovit eu alea cam așa, dar nu se mai pune asta. Oh. Fain așa. Who's there? Henry Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. All right, come in. Yeah, who is it? Henry Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. Frate, eu vreau să intru, nu sunt așa dată. Așa. Pam, pam, pam. Wow. Fine. Hello? So, you're the guy Henry was telling me about, huh? Yeah, you got his merchandise. Yeah, well, here it is. MG42, made in Germany. Hitler's buzzsaw, we call them. She's a beauty. 25 pounds. 7.92 caliber, 1,200 rounds per minute, fastest in the world. 250 round belt, 3/4 mile effective range, and extremely reliable. I don't know what the hell you're hunting, but unless it's in a fucking tank, sayonara, baby. Hey, you need me to show you how to use it? No, thanks. I'm familiar with him. I was in the service, too. No shit! Wait, you're kidding me. Where were you? What was it, Normandy, huh? No, Africa? Let me guess. Operation Husky. Yeah? What unit were you in? 504th Parachute. No shit, you were a paratrooper? That was kinda hairy, I heard. Yeah, well, ok. Și au început să discute despre... Udă-zboi, ce drăguț. Wait, you got a cross? Let me tell you, they don't give those babies out for nothing. I was in Normandy, we hit Utah Beach. Yeah, that wasn't no picnic neither, but... I was crawling over the fence on the way back. Poked my eye. Mai știu exact ce ziceam că au început să vorbească despre război, mă. Oh, hey, it was good enough for a discharge. Look, I really gotta get going. All right. Hey, by the way, I'm Harry. Hey, Vito. Harry. Good to meet you, Vito. Real good. If you ever need some hardware, you know where to find me. Okay, here you go. Amazing. I hope you drove here. She's a big girl. Good luck. Hey, thanks. Nice to meet you, Harry. The gun's in the crate, and there's a couple thousand rounds in the van out in the yard. Take it. It's all paid for.
Ce drăguț. Ah, și iar mă mișc cu încetinitorul. See you around, Vito. Ciao. Pam, 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 pam. Vă dați seama ce ar însemna să merg cu chestia asta? Pe jos. Adică, asta era mașina aici. Hei, chiar mișto conceptul. Huh. Așa. Și zicea ceva și dă niște glanțe. Yeah, what's up? It's me, Vito. Sau ceva? De fapt, chiar vreau să văd ce e pe aici. Ce-mi poate oferi tipul. Hey, don't forget the ammo, too, eh? Shotgun. Din păcate, n-am... Leave. Nu știu pe ce buton trebuie să apăs. Din păcate nu știu de... Pe unde trebuie să cumpăr, unde trebuie să iau aia muniția. Mă rog. Hai să zicem. Dacă nu mă pune să am inerță nicăieri, e ok. Mă rog, hai vă aici. Oricum, pe unde merg, tot acolo ajung. Că parcă mai încep și o să mai merg cât de cât ok. Nenenic ăsta. Hop! Nu! Oh, ok. Mamă, câta frână am pus. Aoleu, bă, dar aia a sărit. Eu am vrut să o colez și a vrut să sară din fața mea și a sărit fix în fața mea. Hai că se poate! Bun. De acum nu ar trebui să mai fie greu. Sper. Așa. Acolo am încetine puțin că nu știu cât e limitat. Deci teoretic ar trebui să fie mai mare aici. Hai da, nu. Da, chiar oare Mafia 2 m-a luat poliția pentru viteză? Cred că da. Mi se pare că m-a luat. Fuck it. Ok, am intrat și pe contrasens. De bine ce mă întrebam. Roger that. Mă rog, partea bună e că nu e decât viteza, deci o să scăpăm repede. Zic eu. Wow! Stați așa. Cum ai biscap eu de ăsta? Ok, nu așa nu merge. Așa nu merge. Oh! Don't move. Tare mie că o să mă duc dracu odată dacă mă împinge ăsta mai tare. Hai da. Oare pot? Nu pot. Ok, tipul a ieșit din mașină cumva.
Ok, oare pot să fraieresc aici? Da, cred că mi-a ieșit, da. Perfect. Ciudat e că am mers să mă duc acolo, deși era și poliția după mine. Ce om activ, mă. Where are you from, Henry? Sicily. What brought you to the States? Mussolini. Will you buy your ticket? Don't be a smartass, Joe. My father was a man of honor. Things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So he sent me to America and got me a job working for Comenti. Bă. So what happened to your father? He said he was too old to make the trip. Okay, cred că tocmai am fost văzuți. Mussolini had him arrested and he died in jail. They won't even turn his body over for a proper burial. Acum nu regret că am luat hainele astea. Au făcut cuts in one this. Those black cars. Vito, aim for the fat bastard. We gotta nail him before he gets in the building. Get ready. Okay, all right, I'm on it. They got all guns. Right, showtime. They got guns up there in that window. Na bine că ne-au văzut aia. Vito, waste that fat fuck. We got them all. Stop shooting that fucking thing. I'm going deaf over here. Haide. Unde e? Jos. Ok. Trebuie să-mi iau și o pistolă. M-am și-l cu pistolă? N-am cu pistolă. What the fuck, man? Shit! Holy fuck. Bun, cap. Ok, nu cap. Ah, ok, n-am mers așa. Ok. Bun. L-am luat pe ăla. What the f- Ok. Stai că iau și o muniție de pe aici cât pot. Ok, aparent nu mai e nevoie, stai. We're coming for you, Porky. Bun, unu. Ăla nu-l luat. Hai că stau aici, am grijă. A scos mâna. Mort. Băi, să-mi bag. Am crezut că e mort, că n-am, și n-am mai tras un glonț. Gata, acum e mort. What? Ce căcar, mă, la asta nu m-aș fi așteptat să-mi bag piciorul. Ok. Da, așa. Bine, am plecat. Deși prevream să o bubui și pe aia, altul să n-ai beștea să spună. Doamne, damn, ok, bine, măcar că... Bine, măcar că acum știu. Pui mei. Domnie, cât de prost am fost la faza asta. Bine, ce drept, m-aș fi așteptat să-l cam omor în prima, nu să mă plimba atâta. Hai da! Ok, ăsta e mort. Lasă că data asta am eu mai mult grijă.
Mă duc pe-n partea cealaltă. Ne. What the fuck is that? Stai, ăla e nostru, what? Cred că era Henry în față. Ok, trebuie să am grijă să mai am și niște munții pe aici. De pe aici. What? Stai că vreau eu pușca lui. E altă viață acum. Băi, să-mi bag piciorul, dar ce țintă mică are. I'm back. Te-n pui. Oh, nu l-am bat. Ei, nici nu știu. Deci teoretic cred că ar trebui să mă uit așa și... Bine. Nu așa funcționează. Știi ce? Rămân la pistol. Momentan. De fapt e asta. Back me up, Vito. Alright, Vito. Go. Unu. Bun. Ups, de ce mereu apăs asta? Okay, hit the button, Vito. Come on, we're taking the elevator. Sunt aici. Au. Au. Trebuia să apăs eu, da. Ați văzut capul ăla? What? Thirsty. Pretty good stuff. You should try it. Drinking on the job, huh? When'd you turn Irish? Here they come! I'm gonna get you sooner. Shit, they got commies. Oh shit. Shit, there's an army up. Bă, dar chiar că i-au subestimat. Fum, dragi, dar mi-ați lămurit să-mi bag. Oi, mă iar de aici. Olio. Doamne ferește. Numai că data asta sunt mai mai răbdător, da, cred că ăsta e cuvântul bun, stai. Move it, Vito. Am fost răbdător. Kill that fat bastard to get away. Okay, you first, Vito. You're the fucking war hero. Go, go, we'll cover you. Okay. We're coming for you, Porky. Back me up, Vito. Bun. Let's go, Vito. Hai da. Oh fuck. Watch out. Going in. What the fuck is that? Ah, ăla era un tip nevinovat, am înțeles. God damn it, now this whole fucking place is gonna burn to the ground. What a waste of bullets. Shit. Ah, you rat bastard. Okay. Vito, come on, huh?
gotta move. Back me Mort. Up, Vito. You're gonna fucking die. Mort. Oh no! No! Oh. Alright, Shogun, Vito. Oh, no! Mort. Stai că mă duc pe partea cealaltă să iau muniția. Ah, ok, posta nu l-a omor, doar l-a leșinat. I see. Back me up, Vito. Alright, Vito, here we go. Is that the fucking best you got? Oh, you're in trouble. Așa. Hai că de data asta parcă a fost mai ok. Ok, hit the button, Vito. Bun. Imediat terminăm. Sper, măcar. Imediat terminăm stage-ul ăsta, doamne. What the hell are you doing, Joe? What? Thirsty. Pretty good stuff. You should try it. Drinking on the job, huh? When'd you turn Irish? Okay. Doke. Here they come! Going in, shit. They got time. Flash. Okay, no bites. Vito, Joe, do something! What the fuck, man? What the fuck do you expect me to do? Just shoot that thing! Mori in pui, ca da ala mi-e cel mai nas. Deci tu, deci cred ca ala m-a facut pe ala. Da, am tras in pui mei. Gata, ala-i mort. Si ala-i mort. Yeah, the Thompson unqua. Come on, Porky's upstairs. Boom. Ah, cum să vezi. Așa, altă viață. Mai faină viață cu un Thompson. No, 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 no. Încă stau aici. Să-mi refac viața. Așa. Mai e unul acolo. Bun. Ah, în sfârșit l-am prins. Don't kill me. Please, I got a wife. You should have thought about your wife before. Don Clemente sends his regards. Oh, shit. Fuck! Stai ce? Fuck you, sorry you... Fuck! What the fuck, man? What the fuck? Dar până ai tras tu un pui mei, nu stai de vorbă, l-o muri! Fucking okay! He shot me in the fucking leg! Oh yeah, it's bleeding all over. Son of a... Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor, okay, okay, you take idiot. Take it easy, we're gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. Right, let's get you to the car. Oh, Maradona, you're heavier than you look. Fuck. He almost shot my balls off. Take it easy, he missed him by a mile. Hey, careful! This fucking hurts. Yeah, well, you can walk if you don't quit your moaning. Hey, you're right, I don't need to get pissy. I'm the one bleeding to death here. No, please. I don't want to die. Let's go, Vito. Andiamo! What the fuck are you waiting for? Oh. Fuck. This whole fucking place is coming apart. Are you shitting your pants yet, boy? Fuck you, Diego!
Hurry. Fire spread. Oh, damn smoke. God damn it, I knew it. All right. Oh, God. Ah, fuck. If I don't make it... Hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. The doc will give you a few stitches and then we'll all go out and celebrate. No, really. Shh, you shouldn't talk right now. Helps conserve your strength. I've seen that in a movie once. Yeah? I went after the guy in the movie. Give it up! You ain't even gonna make it! Faster? Going as fast as I can, damn it. Well, it ain't fast enough. Just relax, would you? I got a hole in my leg the size of a fucking golf ball. And you're telling me to relax? Just get me to El Greco, damn it. So, fellas, who is this guy? What guy? This guy taking Henry to. El Greco? He's a doctor. Throw him a couple of bucks, he patches you up. No questions asked. He's the guy you go see when you can't go to the hospital, genius. Why the hell wouldn't you be able to go to the hospital? Because you go to the hospital with a bullet in you, first thing they do is call the cops. Yeah. So El Greco deals with a lot of guys in our line of work. You shouldn't need to visit him, though, Vito. You've always been a quick healer. Must be your diet. Henry, you awake? Stay with me now. Yeah. Just hang in there, pal. We'll be at El Greco's in a minute. I can smell the souvlaki from here. Vito, there. That house. Park right in front. You El Greco, the doctor? No. I'm the fucking painter. A friend needs help or he's gonna bleed to death. Thanks, Doc. Good God, Henry. We owe you one. Get him inside. Hello, though. Wait. I got money for you. For the job. Take it. You know, this could have waited. But thanks. And hey. Thanks for everything. Hope you'll be okay. Yeah, me too. I'll stay here with him. Meet me at my place. All right.